oamenii au o neînțelegere cu cu exploatarea de pe Hărțman. Au fost dezinformați. Și noi au făcut o plângere, noi eram privat, ne-a dat toate documentele. Foarte mulți nu știu că ocolul privat este o entitate separată față de tornator, ne face servicii nouă, le face servicii lor și respectă legea. Și domnul Ionel poate să ne explice. Noi vă putem pune la dispoziție câtă masă lemnoasă să exploatează, că după vorbe vine unii că taie toată pădurea. Ei nu taie fără aprobări. Și dacă noi am dat voie să exploateze, să care, știu eu, 100 de metri cub, i-am dat la un om care este investitor în comuna Oituz, lui Marius, și a plătit și taxă de siaj pe drum, care până acum nu se plătea. Noi acum, eu de când am venit, am pus în aplicare taxa respectivă, ca să repare drumul, să ăsta. Și nu le dăm drumul să meargă oricum cum vrea. Și pe părău sărat s-a pus și peste tot. Și acum, dacă ce neînțelegere aveți, domnul Ionel poate să vă explice, domnul vă pune la dispoziție câtă masă lemnoasă, deja s-a terminat ce exploatare. Aseară s-a terminat exploatarea. S-a terminat exploatarea. În urma APV-ului a fost 250 metri cub de exploatare. 150 metri cub. 150 metri cub s-a tras prin începi deasupra și 100 de metri s-a tras pe Hărțman. Și aseară s-a terminat, a plecat tutelea și a plecat tot. Asta a fost. Deci 250 de metri cub din masă lemnoasă a fost tras de către domnul Marius. Care după ce a terminat o să ne facă drumul. Că așa e înțelegerea că, și înțelegerea a fost că o să înceapă și drumul pe Leșunț să ne facă. Că pe undeva trebuie să ne ajutăm să putem face o treabă bună. Dacă ne punem rău și cu tornatorul nu reușim să ne dea înapoi drumul de acolo, de pe Leșunț, cu apa, cu ăsta. Lumea vede numai o latură. Noi mai explicăm totul. Hai, mai explică-ne. Dacă aveți întrebări, domnul Ionel, să vă spună cum e cu exploatarea. Da, domnul Ionel, avem o întrebare noi. Patru din vers a Hărțmanului. Ce s-a marcat? Ce s-a întâmplat cu stâncile alea? Dar asta e exploatare, nu acum, la anul, probabil. Are o zonă de protecție cu peștii. Și ai marcat toată. Eu v-am mai auzit. Păi o parte abruptă de 90 de grade acolo, e o zonă de protecție. Eu cunosc, în 1924 știu ce e. Cineva le-a marcat, chiar așa, în taie. Problema e așa, că e proprietatea tornatorului și proprietate privată. Ce să facem? Dar cine a aprobat-o la tornatorul? Cine a aprobat-o? Ministerul de Forțe, de așa ceva. Da, bineînțeles, cât ei au autorizații de mediu, tot ce este nevoie. Anul trecut, domnul fost este domnul primar, o socialist că Ministerul Mediu nu știa de marcă. Poate nu știa domnul nostru. Ajuns. Ne interesează. Suma cați toți copacii, deci suma cați toți copacii. În toate direcțiile, în toate direcțiile, în toate direcțiile, am fost la fața locului și am filmat, am filmat toți copacii, am... Tot e marcat. Tot e marcat. Mefiacul, un farb, sejar, morit, tot e marcat, tot. Până la casă, până la hotare. E o faltă abruptă acolo, acolo pasă fecii oricum. Da. Unde mai îndeamnă? S-a făcut drumul, cine a făcut drumul? Dacă rădicina nu mai surge pe mâine, apa, unde se duce apa aia? Apa aia unde se duce? Stâncile aia unde pleacă? Eu mai știu niște lucruri, că n-am nicio autorizare de probleme. Nu mai sunt la o pol de 2001. Așa se întâmplă cu pădurea asta, că acolo s-a pus cu părăul Hărțman. Când a venit domnul Bolănică și a zis cu Bolănică, el se pune și bea apa de pe Hărțman. Și când s-a rupt tot, atunci s-a convins tot. N-a mai băut cu Bolănică, să-l băgăm în cap. Eu aș mai vrea să vă mai spun un lucru. Nu mai este rezolvat. Pe un loc pe casc, nu plice și n-ar bagă pește la serviciu și ajung la capitan. La noi v-ați venit, dar să știți că nu putem face mare lucru. Ce să-i fac eu zonator? Eu nu are program. Facem plângere pe la București. Facem plângere pe la București. Ăsta e dreptul cetățenilor să facă plângere. Uite, Fanean, el surdul a trăbat pentru o husă scurt de la poși de-asta, așa că dacă rast lemn, i-a crăpat toată, tot pe tot. Și acum, așa, 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 așa
Da. 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 Eu înțeleg nemulțumirea voastră, dar să știți că în Consiliul Local putem face mare. Vă înțeleg. Noi am venit prima dată la dumneavoastră. Tu mă mergem mai departe. Este proprietate privată. Da, și normal, avem dreptate. Este așa cum scrie în lege. Există reglementări legale. Foarte bun, eu vă spun, cel mai curat ocol care există, din câte am văzut eu... Este cel mai corupt. Este... Nu, este asta. Dacă, dacă trecem granița dincolo și încerc la putem să trecem, să mergem la Austria, să putem acolo... Stai să spun și eu, stai să spun și eu, că acum e ușor de dat cu... E ușor de dat cu Bolovanu, că e așa că e pe dincolo. Dar eu vă spun, dacă trecem granița dincolo la Poiana Sărată și vă uitați, unde nu mai e proprietatea tornatorului, proprietatea statului, sunt cum arată acolo pădurile. Bine, dar aici pe Hărți, noi acolo avem copii, avem un depot, acolo voi aici trăiți. Dacă Ceaușescu trăia, nu știa niciodată dacă trăiau pădurile. Eu vă propun să mergiți acolo, să discutați cu oamenii, cu stăpânul. Discutăm cu stăpânul. Păi nu era mare lucru nu semnătură. Mare lucru nu propun. Nu mai sunt la o bătă ta, nici nu știu ce m-am dat. Păi chiar era în zeu, nu mi-am dat. Pentru că te-a plăcut, dar n-ai fost ideea. Eu cum nu-i așa. Cine? Nu ai fost acolo? Eu ce am înțeles de la... Dar ai fost acolo, e marcat 124, tăiere rasă? Ce fel de tăiere? Ulterior, nu. Dar cine a marcat? Mie mi-a spus Viorel Hârjanu, care a participat la marcat. Da. Dacă stai că îi ras, îi marcat tot. Nemulțumirea este că a marcat tot și trage tot la vale. Dar nemulțumirea este mai mare că trage prin Oituz, pe lângă casele și pe drumul... Nu va mai trage, domnul Soroi, nu va mai trage. Dar este, este 70 de metri stocați acolo în rampă. I-au tras, nu stărați, nu stărați, nu stărați, aseară nu, 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 eu am vorbit cu Marius în seara la 6. Băi, mergi la fața locului! Mergi la fața locului, lemn la plumb! Mergi la fața locului! Mergi la fața locului! Mergi la fața locului, lemn la plumb! Ați luat 5 vaccini! Restul lemn la plumb! Nu lemn la plumb! Nu s-au oprit nicio linie! Urmează să fie transportat la vale. Pe cui? Salut Marius? Salut Marius, da. Pentru că tornadorul are drumul făcut, care el îl trage undeva acolo. Pe la, el l-a cumpărat. Și Marius tot pe acolo trebuia să-l tragă, dar i-a venit mai ușor să tragă pe aici. Și cu înțelegere, cu nu știu ce. Da, domnule, a plătit taxe, suntem obligați în drum, e drumul numai meu, a dumneavoastră. Păi domnule, nu știe. Primăria a plătit taxe, suntem obligatori, să-i dragă pereții la casă, datoria cu ea. Domnule, mașina nu depășește, când trecea înainte, nu mai strica pereții. Când a fost drumul stricat, nu s-a mai stricat nimic. Când aruncați gunoiul și nu vă amendăm, nu aveți nicio vină. Când pentru societatea românească, care e un om de la noi, care lucra, de aici lucrează 20 de oameni din comună. Asfaltul e turnat pentru un tonaj. Ăla nici nu-i plătit, băi. E de Cășuneanu făcut. Dacă Cășuneanu face gălăgie, ce tot mai face? Ce tonaj? Ce tonaj? E de 20 de tone. Dar nu trebuie domnul Poțel. Dar unde are 7 tone mașină? Are 7 tone și altă mașină. Numai va pus cineva, va pus cineva, nu mă învață la rețetă. Gândiți că ne-a promis că ne face drumul. Voi va pus cineva care vă întărâtă la prostii. Poftim? Nu bagă, băi, niciun tub, băi. Cum să bage tubul fără să-l întrebi? Aia vrea să nu bagă cu 7 tone nu se strică. Nu merge, nu merge. Păi de-aia, acolo nu încapi, dar la cooperativă încapi. Mai când am făcut drumul asfalt, ca să care am făcut, nu ne-a contribuit nici tornodadrul, nici nimeni. Pe Hrăzman să plătească. Că a stricat tot drumul. Tot Hrăzmanul l-a făcut. N-a venit nimeni să-i facă drumul. Când buldo la primăria a stricat, l-am pus pe gelul Juja.
l-am plătit. Gelbari. Faceți un calcul. Haideți să aude toată lumea. Este o discuție între mine și domnul inginer. Se transportă masa lemnoasă cu mașină de tonaj. De ce tonaj? Dacă el zice că a pus 6 metri jumătate numai. Facem un calcul cât face 6 metri jumătate plus tonajul mașinii. 7 tone are mașina. Și are. Eu am văzut mașina 13 tone jumătate. Scrie pe mașină 13 tone jumătate. Că am luat ieri și mi-a arătat. Mi-a arătat omul. Uite vă, 13 metri jumătate are tonajul mașinii. Eu am văzut cu ochii mei. Atât. Mi-a arătat ieri, domnul Marius, mi-a arătat ieri tonajul mașinii. Nu, maxim, are o așa. O greutate cu tonul. Nu vreți vrea vreți în mașină. Deci trăiești pitorii cu masa de masă. Nu, dar este cartea lucrurilor. Greutatea maximă pe os, asta înseamnă greutatea mașinii și a pitorii. Este greu pentru drumurile... Dar viața prăbată asta. Dar așa, din vreo 20-30 de metri. Numai de ea la fel, pe deci problema nu că s-a rezolvat. El nu mai cară pe acolo. Acum o să vină Marius, l-am sunat acum. Păi gata, dacă... Aseară, că era tot lemnul. El, o să vină acum, domnule, două. Domnule, dar el vine acum, domnule, încoace. Vine acum, încoace. Domnule, vine omul încoace, a zis că era masa lemnoasă. El nu mai cară de azi, acolo nu mai cară lemnul. Și cu asta nu termină problema. Lemnul e acolo, lemnul. Domnule, eu văd ce am putea face. Nu putem face, domnule, nimica. Domnul ăsta, conform legii, i-am tărâtat domnul Floroi, conform legii pentru că am întâlnit fără ăsta. Domnul primar, în loc să inveți pe oameni adevărul, i-am mințit pe oameni. Conform legii în vigoare, poate să-i se deschidă dosar penal pentru instigarea oamenilor. Dar să confirme oamenii dacă eu i-am mințit. Eu vă spun pe aia adevărată. Să confirme oamenii. De ce spuneți dumneavoastră? Dați în cap unui investitor român. Dar atunci vă dau eu în judecată că mă v-am acuzat. Pentru că așa ați făcut, domnule. Eu m-am dus că... A venit oamenii în ziua de Paști, beat, ați umblat și i-ați instigat. Eu, domnule, așa domnul Prundoiu a convocat să știu sus aceea. Pentru instigare poate să vi se deschidă dosar penal, să știu. Noi nu ajungem aici. Noi trebuie să vă învățăm. Da, domnule, unde ați fost când s-a vândut? Dar unde ați fost când s-a vândut? Păi unde a fost? Acum când vă zice aș tăcea din gură că am văzut când lucram acolo cum ați vândut betonul și nimeni nu v-a urmărit. De-aia s-a stricat drumul. Stăteați până la 12 la băuș și făceați să vindea betonul. Mai bine ați tăcea din gură și să rezolvăm treaba. Să vă mai spun, când am vrut să... Hai să vă spun o treabă. Când am vrut să rezolvăm cu părâul răzmanului, să rezolvăm odată, unul din consilierii n-a vrut să citească cine a zis cei de la Curtea de Conturi. A zis că nouă nu ne interesează, că noi am vrut să rezolvăm majoritatea din principiu, ca să știți adevărul. Noi vrem să o rezolvăm. De-aia am pus bani deoparte să facem sus bazin de retenție, să facem și o dată răzmanul ăla pe lumea. Și poate și voi o să înțelegeți, să vă duceți pe părâu, să vedeți cum toți ați aruncat mizerie, munți întregi de mizerie. Aia nu mai vedeți. Apropo cu domnul Floroiu. Dânsul, ai că vreau să spuneți, suntem proști și dânsul a instigat prin noi ca... Da, domnule, trebuie să vină să... Vreau să stingeți conflictul ăsta între mine și oameni, că eu i-am instigat. Acum să... Dar trebuie să înțelegi. Eu nu. Domnul Marius. Domnul, unde este domnul? Ce mai ai masele noastre acolo în deal? Nu este masele noastre. Noi nu suntem proști. Este rămasă masele noastre. Masele care a rămas este pentru populație, este într-o altă partidă. Nu face parte din partida drumului. Deci interesează-mă, deci faceți... Poți că s-a creat problemă, așa, s-a creat problemă. Din partida de la drum.
Mai este lemn prin urmă. Păi da, aia e dintr-o altă partidă care probabil o să intre pentru populație. Care de la populație, de la cea care o să plătească. Dom'le, noi nu suntem de acord să tai pădurea. Atât cu mașină din 13 toni, plătesc taxă de pe ea. Noi o să las acolo, care vă 21 de toni. Mă duc și am plătit pe 4 milioane aici la primărie, taxă de pe ea. Mai mare rușinea. Uitați-vă ce am transportat. 82,75. Cu mașină de 13 toni, cu tot cu încărcătură. Ce puteai crăpa tot asfaltul mai mare? Ați bătut asfaltul mai mare. Ați bătut asfaltul mai mare. Cu mașină de 13 toni, din căpat, din căpat. Din afară, că bine, din căpat. Mergi la mine, să te uiți. Hai să uităm. Mai mare rușine. Nu mai mare. Mai mare rușine. Mai mare rușine. Deci conflictul până eu atâta vreau să te deci conflictul. S-a terminat. Când eu am instigat eu. Deci lemnul nu mai car de acum. Să spună oamenii dacă eu am instigat sau dacă eu am fost prezent, n-am zis nimic. Domnul președinte, dacă îmi permit. Cu câteva zile înainte de a ne întâlni, m-am întâlnit cu domnul Damian la jitărie. Cu Radu, care e patrul acolo. Și dânsul mi-a spus, poate să confirme că aici, că a convocat, dânsul a convocat oameni pe Hăzma. Întrebați că ei se spun dacă adevărat sau nu. Așa mi-a spus dânsul. Domnul Damian. Păi mă cum se vine? Păi cum? Păi cum? A spus acolo, că a spus mă dânsul de convocat. Da, a spus, doamne, nu te-a spus, să dai o să știe. Deci acum, domn primar, dacă să vină acolo, care nu a convocat oameni. Să înțelegem, deci acum mai care lemne pe drumul ăla. Să nu se taie pădurea. Noi lemne pe la București. La pădurii, dacă aveți probleme, ce dată trebuie pădurea noastră? Asta nu pădure. Domnul Vici, da. Zile jos când s-a făcut drumul ca să facă și dacă nu se spate cu Cozanu. Trigura lui Cozanu când s-a dus trancanele și-a oprit, dacă ai făcut drumul în continuare, ca să prind bolovane peste casă. Acolo ce nu s-a mai dus? Nu știu, aici nu vă pot spune eu că nu depinde de primării. Când a fost spate cu Cozanu, să intri la unde a fost o cantură. Din spate de la Cozanu, de la trancanele, nu mai vin la vale. Acolo e oprit drumul. Cine? Că n-am mai dat voie Cozanu, că să scâmburi să voie ce-o vin bolovan la intrădire. Că a văzut că-i bătaie de joc. Deci problema care depinde de primărie, de acolo e cap s-a rezolvat acum, într-un fel. Nu să mă am material ei, că s-a terminat. Nu, se apropie, dar nu intră la fel. Asta nu înseamnă că o să exploateze și la întoarce? Da, nu. Este marcat, este verificat. Și ei, discuția care am avut-o ieri cu domnul Inginer Negoiță, într-adevăr, mai au de luat lemn de acolo. Dar ei au spus că o să ducă de-a luat o lemnul pe drumul muncii, pe drumul... Păi hai, că ia să ia pe la muncii, strică și pâneți, pe o parte oile, pe o parte tu, mă, lemn! Asta nu facă calul, pot în primării să mănânc. Vizlazul, vizlazul este terminat. Vizlazul, dai ce să mai bun și hidrii. Hai să ducem tot aici. Puneți-le, la ce s-au aprobat stâlnii în funețe? Cine a aprobat? Păi primăria, dar cum stă? Dacă nu stă voi, dar la Poptăneri, de ce nu stă fără stâlnii? Dar cine a aprobat stâlnii acolo? Vedeți că sunteți? Păi n-am aprobat la nimeni, că nici n-am făcut amenajamentul. Cum trimite acolo? Ce-a făcut acolo? Ce-a făcut acolo? Ne-a făcut și pasul tău și roata acolo? Ne-a făcut. Cine a pus pe răzmanul? Nu s-a plăcat, nu-mi merge de chin. Eu de ce a subvenționat? Cine mi-a pus? Tot lemnul s-a bănuit Israel. Ei s-au Domn consilier! Haideți să terminăm, să finalizăm cu lucrul final, cu toată, așa stăm? Ce ne promite la facem acest zizare la... Domnule, facem o adresă noi, primăria, către tornator, să ne dea exact ce vor să facă acolo, cât metri cubi au de exploatat, pe unde exploatează, și dacă este cumva afectează casele... Am 9.000! Ei, nu știți dumneavoastră cât este, că n-ați văzut un document ceva. Trebuie să-l cerem noi, că nu-i dă nimeni. A fost băiat, s-a marcat. Și aia a spus exact cât este.
O marcat toată bătălia. Ia să începem. Da, hai să începem ședința. Așa stăm. Păcat că noi Neriu aici că nu ar fi. Da, Neriu era cel mai aici, că el știe, da. Dar Neriu e sunt dat. Hai de prima e de să stăm din nou. Domnul ator, da, domnul la primul. Tatăl nu se face ortodox să doar să răstrâng. Un extra de pași. Ia ta tot, ia nu știu. Și până ce bani să le comandăm acolo. Acolo, la Dărmador. Așa este. 6.000 și 6.000. Care pun 6.000? Dar eu vă mai spun ca să știți. Noi am mai avut scandalul ăsta cu dealul de acolo, de, pe, de aici, din Poiana Mare. Au făcut toți din, din pe Hățman, de pe ăsta, de pe Ferăstrău, au făcut tot așa o cerere. Ne-am dus, ne-au dat toate aprobările, am anunțat pe oameni și ei și-au făcut în continuare exploatare. Este particular, nu avem ce să le facem noi ca primărie. Având autorizații, noi suntem obligați să le dăm drumul. Exact cum nici eu nu pot să mă duc în grădină la voi să vă comand. Băi, de ce faci? Dacă vrei să mă primești în grădină, mă primești. Dacă nu, în grădina ta, faci ce vrei. Dar aici cu nevarozul ăla care e periculoasă. Noi putem să vă punem la dispoziție. Ăla ne aprobă garda de mediu de la București. Voi, dacă vreți să vă informați mai bine, noi atâta putem să scoatem autorizații, că e nu ce cu exploatare, nici nu. Primar, până nu are autorizații. De la mediu, de la asta. Vine la noi, plătește niște taxe și mai departe. Dar mai atât puteți să intervenim, dar în zona care e periculoasă, atâta. În rest, voi ala coșmi... Dar putem să intervenim, să-i spunem... Prin vorbi, prin vorbi, prin vorbi, prin vorbi, nu... Atâta am făcut și dincolo. Atâta am făcut. Domnul președinte, vreau să discute cineva. Apropo de... A spus ieri, în drum acolo, că primăria dirigează drumurile publice. Da. Și noi de asta mai mult am venit, și pentru exploatare, și pentru să mai transporte lemnul pic. Când ai intrat mașina pe la noi pe acolo, ne trase oamenii gardurile umplu toți, ați spus că e drum public, primăria dirigează. Cum vine treaba asta? Păi eu vă arăt, drumurile publice sunt marcate, chiar dacă cineva spune că, că l-a dat mama, tata, în, 76 s-au făcut ortofotoplanul, vă aduc acum, și ele au intrat în domeniul public. Puteți să vă dați în cap că nu mai puteți să le luați înapoi, pentru că e băgat. Nu le luăm înapoi, dar să circule pe el cu tonajul care prevede cum a făcut-o cu secășurile la asfalt. Ăla asfalt e turat pentru tonaj. Domnul Botezate, am terminat, nu se mai cară, de aia acolo, nu se mai cară. Dar eu vă mai spun o chestie. Voi vă luați din 13,5 care plătește o taxă și voi când vă faceți o casă, vorbiți cu o mașină de 40 de tone care vine de curge nisipul după ea și duce, atunci când vă duce vouă, aia nu mai vedeți, nu știu aia cum vine să... Aia păi vine odată, e suficient să treacă odată una care are 40 de tone și una care are 7 tone. Puteți să fiți puțin cu picioare pe pământ ca să că trăim în societate, într-o societate și să ne ajutăm. Că eu dacă m-aș pune să după lege, numai eu știu cum scot cu mizeriile aruncate peste tot, cum vreau să cu țeg, cu amendat, dacă aș trece la amenzi, vă spun mâna în cap. Că dacă vă uitați și pe părâul ăla și câți bani cheltuim noi să curățim părâul, eu de-aia vreau să vă spun. Noi avem grijă și am venit să o rezolvăm. Dar nu trebuie să vă revoltați cu un om care dă de lucru la 20 de oameni din comună. Păi, dar aici, că... aici, în privința nu avem treabă cu Marius, că nu s-a părut. Înțelegeți că noi nu avem treabă. Noi avem treabă cu pădurea de sănută. Întrebați-l este de față. Cu pădurea noi nu putem, oameni buni. Înțelegeți? Putem să vă informăm atâta. Noi atâta putem să vă informăm. Eu am vorbit ieri cu Negoiță, ne-a dat anumite date, a zis să facem oficial, am dus cererea asta, el scoate, că dacă nu facem oficial, nu poate să ne dea informațiile astea, și vi le punem la dispoziție. Să ne vedem. Iar ce mai luăm drujbi, li ștem toată pădurea în noi și gata. Zice ce aș clipa, ca să faci un sat întreg în pușcărie. A zis că la Bacova există, mai există locul. La Bacova să faci două vii oameni sau câte de pe hârz, mai... Legea proprietății... Să plictisări și azi de altul care. Exact cum a zis și el. Du-te-a te-a păcat. Este dreptul vostru să faceți demonstrație, dar trebuie să veniți să luați de la noi
autorizație, că dacă o faceți fără autorizație, vine și vă dă amendă. Dar nu face. Domnule, cine a vândut pădurea asta? A fost a statului. Cine a vândut-o? N-a fost, băi, omule. Aici este prea complicat ca să vă spun eu. N-a putut DNA o să o rezolvi și o rezolvăm noi. Bunicii noștri, a scos-o de la austrieci, a scos-o de la școli. Alutornator, n-ai avut. Domn primar, izlazul vezi pe rețetă la urma spus. Alutornatorul. Nu, a primării. A primării. Cornel Cozanu, când s-a luat oameni de el duminică, luni ce a spus, băi. Chiar acolo, în jurul lui, ia ocolul lui Silvi. Cât de prăjunear. Exact cu monumentul este ocolul lui Silvi privat, ăsta, de stat. Care oamenii zice, nu, că e a primării. Nu, de stat. Așa s-au împărțit. Asta știu, de stat. Nu o să ne rezolvăm. Eu vă spun drept, eu cu tornatorul ca o să mă pun bine, pentru că drumul e pierdut și Curtea de Conturi ne-a pus să facem cumva să luăm drumul înapoi. Dacă nu te pui bine, nu iei drumul înapoi, că drumul Leșunțului. Drumul Leșunțului. Da, da. Este luat de tornator. Nu mă întrebați cum, ia tornator. Oamenii vin la noi și fac scandal că nu ne parați drumul și nu asta. Eu m-am rugat de ei. Și a zis că după ce termine exploatarea aici, Marius poate să vă confirme, începe să fac reparații capitale la drumul ăla, să aibă și oamenii drum. Ca la anul a zis că poate ni-l cedează nouă. Trebuie să mă pun bine, nu știu cum să spun. Ca să-mi dai o parte de vin, mă duc și... Dacă nu vă puneți bine cetățenii de pe... Dacă nu pun bine, dacă nu-i pune proprietatea lui, băi, și cu asta închide asta, ce să face? Eu zic că o să vă rezolvăm problema, eu zic că o să vă informăm, stați liniștit, pentru că mașină mare nu trece, țeamă nu se pune... Dar nu am zis că m-a luat domnul Gicu. Păi eu am zis ce am auzit, n-am zis că... Eu am vorbit frumos, n-am vorbit. Nu avem treabă cu domnul Marius, domnul trebuie să poată scade materialul. Nu ne-a promis că ne-l face drumul ăla în sus, acolo, dar eu am găsit o gravă de mijloc să facem și drumul ăla. Deci eu vreau să facem... Noi atâta vă rugăm, dar porțiunea care e pericol pentru... Atâta, îți poate să tai părăul să... Unde vrea o pitură, poate să tai tot, nu interesează. Dar unde stau persoanele astea de la Ghică la Deal și până la Cantor, atâta. Noi să vă dea răspunsul, domnul Vice, i-am dat toate hârtiile. Eu am vorbit cu domnul Negoiță, care ei primesc aprobările toate, că tornatorul zice, eu vreau să exploatez zona asta. Dar cum facem și noi? Noi tot pământul nostru, pădurea e dată în grijă la ocolul privat. Dar de ce cu aia s-a dat 150.000 de hectare înapoi de pădure? Păi, omule, dar nu-i vina noastră, băi, și acum se dă pământ înapoi, vine oameni cu timpul. Păi, Ică, dar ce înseamnă 150.000 de hectare? Toată Moldova. Exact cum ai zis că a trăpat asfalt. Da, eu sunt curioasă, domnul Marius, vreau să văd ce probleme aveți. Cam o jumătate din România, mă. După ce trebuie să dați atâția bani primăriei, mai veniți aici. A, dar nu dăm bani primăriei, nu? Nu, domnul Marius, trebuie să dea 1 miliard, că am furat din pădurea primăriei, în caz că nu știați. Și vine aici revoltat. Nu s-a furat. Dar de unde ați furat? Aveți sentință definitivă și revocabilă? Trebuie să ne dați ația bani și n-ați dat un leuț? Mi-ar fi fost rușine să vin aici. Dar problema lui. Da, așa o să fie și a dumneavoastră dacă intrați pe proprietatea lui. Că merge pentru și pentru mine și pentru dumneavoastră. Trebuie să o rezolvăm amiabil, dacă putem. Deci, așa dacă putem, să o rezolvăm amiabil. Că eu de câte ori mă duc pe o stradă, mă rog frumos, hai pe oameni să vorbim, hai să o rezolvăm. Eu zic o rezolvăm, stați liniștiți și o să fiți, până la terminarea mandatului, o să fiți mulțumiți și cu Hăzmanul când o să fie mai mult. Că de-abia de acum vine, băi, oameni buni, poate voi ați așteptat, dar uite, nici acum nu ne-a vin. Noi am băgat proiecte, o grămadă de proiecte. Așteptăm să ne vină proiectele de la București. Că am băgat aprobarea la proiecte. Stăm și cu banii și cu asta stăm pe loc, pentru că nu avem de la București. Și noi depindem de alții, cu toate că am făcut. Trebuie să facem, poate ați așteptat să facem foarte mult. Suntem legați, dacă nu dăm drumul, degeaba aprobă și consiliere, degeaba vreau și eu, dacă dincolo nu avem unde de. Degeaba aprobă.
Era o mare, mai trebuie să vină și... Dar vine, dacă se face să da, mulțumim. Sper că o să rezolvăm, o să vedem. Ați văzut că drumul totuși s-a întărit, facem un stradelul nostru. Hai să începem, că avem și ăsta drumul. Eu zic că o să vă punem la dispoziție, îi dăm lorelul toate și vă punem la dispoziție să le citiți, ca să fiți informați. Da. O zi bună. Sănătate numai bine. Aveți un obicei, tot timpul spuneți că eu vreau să mă cer cu dumneavoastră, niciodată nu m-a certat cu dumneavoastră. Aveți tot timpul un obicei de a aduce acuze la oameni nefondate. Deci vreau să vă spun ca să... Domnule, a venit la mine om, când zice că l-a dat pe domnul, l-a dat de la poartă, l-a alergat, a venit, era în ziua de paș la ușa lor. Mă ascultați, mă ascultați, mă ascultați, cine, cine? Îl aduc, omul. M-a dus eu să se băze? Păi aduceți-l, domnul primar, ca să ne convingem cu toată lumea, să nu mă acuzați de el. Acum să mă acuzați, aduceți-l să vină. Spune acum. Uitați-vă, cu Damian de față, am discutat, ne-am întâlnit cu vreo 3 zile înainte la jitărie, era și la altul patronul magazinului. Și a spus Damian, domnule, o să ne mulțumim că se taie din pădure și pentru marți am convocat o ședință cu președintele Bihăzma. Uitați-vă ei, de nu ne-a fost că a convocat ședința. Nu eu, domnule. Să știți, domnul Damian, poate să fie că aici ședință. Nu mi-a adus exact cu primar așa de fără. Haideți să începem ședința, că... Eu n-am provocat ședința. Așa ne încercăm până mâine. Am zis că eu nu sunt de acord ca să tai pădurile. Doamne, nu mi-a spus că ai face o ședință cu oamenii pe ăsta. Dacă mi-ai zis una, o să mă ajută niciodată. Mergem mă cu da, oameni buni, noi ca consilieri trebuia, noi ca fiecare consilier trebuia să veniți la primărie, aveți o problemă prin zonă, să vă informați, domnule, oamenii sunt revoltați că, și spuneam, să trage 100 de metri cub până marți și gata, dar nimeni n-a venit. Este informarea, în primul rând, să informăm oamenii, nu să instigăm. Consilierul, nu să mergem acolo, cum s-a blocat ieri circulația, a blocat cineva, am venit cu Poliția Națională de două ori, am dus acolo, scandal și pălat ramă. Pentru nimic, pentru nimic, că până la urmă s-a terminat treaba. A venit seara târziu să iei oamenii din decizia de plic din loc. Păi ne lasă de la ele, consilierul și vinul să vă aducă dumneavoastră. Cine s-a dus de plecul tabelul? Ia zic. Nu am nicio licitație, dar... Hai să spuneți, spuneți cine s-a dus cu tabelul, Damian. Cine s-a dus cu tabelul, Damian? Eu m-am dus cu tabelul, eu știu ce am dus tabelul ăsta. Deci am început de ieri sau nu înțeleg? Hai să vă începem, că așa, hai să începem. În conformitate cu dispozițiile articolului 39, aliniatul 1 din legea 215/2001, republicată, modificată și completată, a fost convocat astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția 200 din 13 aprilie 2017 a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 14, absentând doar domnul Nenu. Fiind prezenți majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul președinte de ședință să vă prezinte ordinea de zi, probabil care o știți și nu o mai citim. Da, dar mai avem două completări. Da, nu, mai avem două proiecte la ordinea de zi. Adică... Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunului Tuzi, unor unități de cult din Comunul Tuzi, județul Bacău. Și al doilea proiect, suplimentar, proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local Oituza plângerii prealabile înregistrate cu numărul 4759 din 11.04.2017 împotriva hotărârii Consiliului Local al Comunului Tuzi, numărul 31 din 3103-2017. Înainte să fie supus aprobării, ar vrea să iau puțin cuvântul legat de suplimentarea ordinii de zi în ceea ce privește soluționarea de către Consiliul Local Oituza plângerii prealabile. Plângerea a fost formulată de către subsemnatul și, după cum știți, și în cadrul ședinței în care am dezbătut bugetul local, am solicitat o anexă care să fie aprobată distinct cu numărul de salariați și fondul de salarii. În prezentul proiect de hotărâre este prezentat doar numărul de personal. Eu mențin în continuare fondul de salarii s-a aprobat la fiecare capitol în buget. Îl mai aprobăm încă o dată? Eu mă repet încă o dată. Articolul 26 alineatul 4 spune număr de personal și fond de salarii
aprobat distinct prin anexă. Deci modelul ăla este exact după Consiliul Județean. Eu nu vreau să continui cearta care s-a început. Eu nu mă cer. Eu aduc în atenția consilierilor, fie se amână pentru ședința următoare, fie că este ordinară, fie ordinară, și se aduce și fondul de salarii, fie în cadrul ședinței de astăzi, voi propune un amendament prin care se aducă și fondul de salarii și la hotărâre să fie menționat. În situația în care eu nu mă cert, eu mi-am expus punctul de vedere, în funcție de ce decizii se iau, voi continua demersurile sau nu. Nu vreau să mă cer și nu voi zice mai mult. Eu l-am inițiat ca să dau curs plângerii dumneavoastră. Nu e ca o scuză, dar doamna contabil a avut probleme. De-abia azi a venit la muncă, dar am făcut cu jumătate din personal. Și dacă vreți să fie complet, eu zic să facem o amânare pentru ședința următoare și o să-l punem în forma dorită de dumneavoastră, că mi se pare normal să dăm curs. Deci doar retrageți proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre și pentru... Cu condiția ca domnul Claudiu apoi să nu conteste faptul că nu îi se răspunde plângeri în termenul de 30 de zile. Și la următoarea ședință? În termenul de 30 de zile. Asta era problema. Plângerea i-a făcut un termen. Păi da? Plângerea și noi trebuie să vă răspundem în 30 de zile și la pentru următoarea ședință nu ne încadrăm. Asta era problema. Poate va fi una extraordinară. Asta e altceva. Da, dacă să... Să nu, dar nu aveți dumneavoastră. Dacă am retras, înseamnă că... Asta e extraordinar, să facem în mai, dacă... Da. Adică să nu... Se va face extraordinar. Deci, eu am zis, nu vreau să mă cert. Mi-am expus punctul de vedere și în ședința trecută, mi l-am expus și acum. În funcție de ce se va decide, eu voi continua sau nu demersurile. Am, pe lângă contencios administrativ, care intenționez să las la sfârșit, mai am încă trei soluții. Trei variante. Mulțumesc. Da, haideți să intrăm pe ori. Deci ăla l-ați retras. Deci să pun la... Aveți dreptate, e problemă. E și asta o problemă. În cazul în care noi mi-ai dat un termen, eu nu se mai poate adresa. Ba, se poate adresa, se consideră că nu am răspuns. Pentru că răspunsul nefavorabil sau... Răspunsul nejustificat de a-i răspunde, el poate acționeze contencios. Dar nu mi se pare normal, când noi vrem să-i dăm răspuns. Da, dar nu este complet. Domnul, pentru că nu era intenții. Nu era intenții. O rugăminte, să fie modificat la procesul verbal din 31-3-2017, în care spune așa, domnul consilier Petrișor Claudiu pune de asemenea problema de la sumele înscrise pentru UNICEF. Se pare că suma este foarte mare, adică 70.000 de lei. Eu nu am spus că este suma prea mare, ci am cerut clarificări pentru ce este suma respectivă. Așa, și mai jos se scrie. Mai jos se precizează pentru ce sunt bani, dar eu... Da, dar eu nu am spus că este o sumă foarte mare. Am zis pentru ce este sumă. Nu este prea mare. Nu este prea mare, din păcate, dar așa a spus. Colegii sunt aici, dacă își amintesc, pot confirma sau nu. Este prea mare suma, la care doamna contabilă v-a răspuns. Sumele nu sunt de la noi, sunt de la UNICEF, iar ponderea este pentru cheltuieli cu salariile. Sunt sigură de lucrul ăsta. Și eu sunt sigur de ceea ce am susținut. Nu, o să modific, dar nu e corect. Pentru că, ulterior, am zis că trebuia să dăm raport să precizeze cheltuieli salariale. După ce mi-a precizat dacă vă uitați pe anexa bugetului, sunt împărțite pe toate felurile de cheltuieli, la fiecare capitol. Așa facem lecții de contabilitate. Da, câteva... Da, mai a domnul Urel. Și la mine, la procesul verbal 31-a-3-a, la punctul 4. L-am întrebat pe domnul primar despre punctul la Gădățean. Dar aici răspunde tuturor altceva aici. Răspunde pentru ca cunoștință că deocamdată se fac reparații la pod. Nu așa a zis domnul primar, reparații la podul existent. Dumneavoastră puteți face mențiuni la cuvântul. Eu am întrebat, era discuția despre buget și vreau să știu câți bani au mai rămas din anterior și câți bani sunt acum pentru podul Gălățeanu. Păi
Păi și faptul că domnul primar nu v-a răspuns la întrebare nu poate fi modificat în procesul verbal. Dumneavoastră se face modificarea... Domnul primar așa zis, se fac reparații la podul existent. Aici vreau să vă trebuie să facă reparații la fost. Alte... Deci altceva nu poate... Ca sumă, ca sumă, n-am aflat nimic. Dar nu se bate de sumă pentru asta, că suma... Suma da, este, la, este la, dacă vă uitați... La buget aveți o sumă cu 100 de mii pentru poduri? Este pentru reparat, pentru drumuri. În drumuri, da, drumuri și poduri. În drumuri și poduri, da, da. Deci nu e punctual pentru poduri. Da, de mandatul trecut s-au rămas niște bani la poduri ăsta. Nu se le contează creditele de pe un an pe altul. Bugetul este... Păi n-ați răspuns la asta. Acum răspundeți. Da, mulțumesc. Supun la vă, cine este Petru? În forma inițială sau cu... Formă de fiecare care se poate avea Petru și eu și domnul Ungureanu, ce... Pe al domnul Ungureanu nu modifică, e răspunsul domnului primar. Da, și al domnului Petru și eu. Cine am votat. Deci la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1-2017 al OAT Comuna Uituz. Domnul aici. Inginer, avizul. Aș dori să fie și domnul Amac de aici, sunt probleme și pentru de la mediu. Să fie și o prezentă așa. De asta e execuția. Nu, dar nu, să fie și o prezentă aici. Domnul Amac de aici, să ajungem acolo, îl chemă. Păi da, nici doar la un parc, să fie și la un parc. Domnule, execuția bugetară, domnule, acum. Sunt aici, discuții care trebuie să fie. Noi am avut aviz favorabil la proiectul de hotărâre privind gospodarea și proprietățarea. Nu, nu, suntem la execuție. Execuția bugetară. Execuția bugetară, da, da. Deci nu dorește nimeni să... Deci aviz favorabil. Deci pentru investul, tu care am mers pe avară, nici n-am avut buget. Ce să... Nu prea avea ce discuta. Exact. Deci să pun la mână. Depășit. Da, aia este un lucru bun. Nu s-a zis, domnul Bărbătător, de aici nu am vorbit. Dacă aceste discuții îți bani, eu trebuie să vorbesc. Deci trebuie la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodarea și înfrumusețarea comunei Uituz în 2017. Eu am de făcut o observație la... Acum poate să vină domnul de zi. Pentru că este planificată această temă de analizată în ședința de Consiliu, cred că din trimestrul 4-2016, aici trebuia să apară un raport prin activitatea în acest domeniu sau o informare. În baza acestui raport sau informării, domnii consilieri au posibilitatea să ia cuvântul și să propună anumite măsuri. Da. Ori acest raport nu există. Raport privind aprobarea măsurilor pentru gospodarea și înfrumusețarea comunei Uituz pe anul 2017. Ce-a făcut? Inspector Mediu Amac de Rob. Este raport, domnul. Domnul președinte. Da. În trei rânduri, domnul. Raport de activitate, domnul, acel ultimul. Nu scrii trei rânduri acolo. Da, și el are trei rânduri de angajat. Deci să vină corpul de control al presecturii și să vedeți ce face secretarului. Dumnezeu să vedeți. S-a învățat la ceva. Deci activitatea nu și-a desfăționat. Nu a până la concretizat într-un raport. Nu a spus nimeni că a venit și-a stat degeaba primăriei. Vedeți, un raport, domnule. Un raport al domnului Amar de a primare sau viceprimare. Dar este un raport al domnului Amar la acest proiect de hotărâre. Este raport. Privind starea economico-socială, raportul domnului primar pe care trebuie să-l prezinte anual, vă va fi prezentat în ședința domnului Amar. Dar eu nu știu din prunțărea comunii, domnule. Dar este raportul domnului Amar. Nu aveți chestia. Deci raport de activitate. Nu, domnul, deci raport de activitate, raport de activitate. Asta zice. Raport de activitate se face, că toată ziua facem curățenie. Dacă te-ai scris și pus la dosar, domnilor. Toată ziua, păi dar nu face raport utilajele, că merg la curățenie, toată ziua curățim mizere. Am băgat pentru frumățesare. Și ce a zis domnul Petrișor, acum trebuie să luăm, să punem pentru gunoi, pentru ăsta, începem să le facem. Raportul de aprobare a măsurilor, unde raportul de activitate? Îi spune din motivul de aprobare a măsurilor, dar raportul de activitate asta de salubritoare și gospodării nu există. Vedeți, ce a înțeles Consiliul Local în perioada anului 2016 și... Ce facem anul ăsta, noi, consilierii, cu propunerea? Dar ce am făcut nu ne interesează. Apropo, nu toți consilierii au depus rapoarte de activitate, deși conform legii aveau obligația să o facă. Cred că sunt vreo 8 persoane care au depus, în rest nimeni nimic.
Trageți-i de urechi, doamna. Dar nu trebuie să-i trag eu de urechi, că sunt, este regulament, este președință de ședință. Eu am să vă trag de urechi, care n-a depus? Să faceți, să nu râziți că nu ai făcut-o, dar domnul că trebuia postat să-l vadă toată comunitatea. Da, despre proiectul ăsta, nu trebuie să-l trag de urechi. Eu sunt convins că din discuțiile care vor fi purtate o să se mai îmbunătățească programul de măsuri, pentru că fiecare din consilieri mai știm prin cartierele noastre pe unde locuim de probleme punctuale mai în amănunt de ceea ce este nevoie. Și eu aș zice că discuția ar trebui axată pe tema. Dacă am eu cuvântul acum, aș vrea să vă spun câteva probleme de la Poiana Sărată. Este necesar să așternem din nou material pietros pe drum, numai grupul peste. Da, la diverse vreau să chiar să cer aprobarea. Și la diverse, dar... Am adus niște probe de macadam, pentru că m-am întâlnit și cu primarul de la Onești. A început să care macadam de la Bixab, ameste, care am zis, decât să aducem nu știu cât, că e mai ieftin cu 10 lei, mai bine aducem de la Bixab și când am pus un strat din ăsta, ca lumea, știu că am făcut și nu mai fuge și este o calitate și ținem lumea. Pentru că, vă spun sincer, și anul trecut și când era domnul primar, noi puneam pe drum și oamenii seara cu roabele le băgau în curte. Știți? Ăsta dacă îl pui pe drum, nu mai că n-are ce să mai era facă. Pentru fervara betoane. Da. Da, știi. Ăla trebuia împrăștiat. Păi s-a împrăștiat, dar au venit și înmătura și ducea cu roabele. S-a evaporat. Da. Și am zis... Beton cu el, când avea nisip. Da. Nu, păi ăla nu era bun pentru nisip. Deci eu... Era, domnul. Ca să faci beton, bine, îl punea în curte, nu se mă, dar să nu știu beton. L-au dus în curte, dacă mă duc și acum, mă duc să vedeți. Să nu este să iese în față casă. Ce este tu? Aș vrea să aducem din ăla. Să-l facem, chiar dacă plătim mai mult, dar dacă facem un kilometru, să fie un kilometru. S-ar putea să nu se consume așa. Să nu se consume așa mult. O să vă dau exemplu la Poiana Sărată, unde am cerut de la turnator, mi-a dat niște ăsta și când am pus, s-a făcut un drum prin spate pe la polul civic de stat, numai să vedeți. S-a fixat. De da. Zici că e asfalt, nu groapă, nu nimic. Cel mai bun ăsta este. Ce materialul de piață concasat. Ăsta este. O altă chestiune, aș vrea să propunem, să recomandăm, să știu eu, poliției locale, să facă o propagandă mai serioasă în legătură cu obligația cetățenilor de a-și întreține zona de drum din dreptul locuinței sau din dreptul gospodăriei. Adică, până la urmă, unii oameni fac asta din propria inițiativă, alții așteaptă să fie impulsionați și există și o categorie care nu fac sub nicio formă. Și aceea trebuie să mai primească și câte o sancțiune la urmă. Dar avertisment sau sancțiunea prevăzută în acest proiect. Care deja le-am dat, dacă formăm poliția locală, deja le-am dat. Noi dăm o dispoziție pe tema. Domnul Ionel, deja le-am dat special la poliția locală să scoată din lege obligațiunile lor. Da. Am scos și vrem să punem în consiliu să hotărâm și ce dăm în plus. Că vă spun, zilnic vin din județul Covasna, amenzi de la poliția locală, cum greșesc oamenii, și la noi ne-am dat o sancțiune. Și aia dau amenzi pentru orice parcare, au, deci față de lege au și alte obligațiuni date de Consiliul Local, care putem să-i dăm și să-i impulsionăm. Cu mediu, deja mai bine din jumătate comună, am pus peste tot, în zonele unde se aruncă gunoi, am pus plăcuțe, avertizări, am zis prima dată să mergem cu informarea oamenilor, cu avertizarea și după aceea să trecem la sancțiuni. Nu trecem direct la sancțiuni. Să nu spun oamenii că suntem răi, dar deja am pus și vrem să punem poliția locală când vine mașina cu totul și să le punem, să-i punem într-adevăr să trece și la sancțiuni. Că avem chiar un caz acum,
ISU își ia mâna după oameni și ne vine și ne dă nouă. Eu am dat un avertisment la o casă și începe să-și facă efectul numai cu avertismentul. Că ISU zice, e obligația noastră, cu toate că nu e chiar obligația noastră, ar fi obligația lui ISU, dar au început să-și ia mâna după noi. Și ne obligă pe noi. Și pe administrația locală. Da. Vreau să informez în continuare că la Poiana s-a făcut o acțiune înainte de Paști, joi sau vineri. Eu mi-a cerut voie ăla, noi am strâns, noi am fost și am strâns... ieri am fost cu toate. Legătură cu colectarea deșeului. Am luat cu apă. Și i-a depozitat un preț în mesajul. Am fost ieri, le-am adunat. Dar am luat de acolo, vreau să vedem dacă e vreo posibilitate. Le-am luat ieri, domnule. Este ok. Și de la, și de la ăsta, de la Gârja, noi asta facem săptămânale. Lunea cât gunoi să adună oameni din loc să pună la, la mașină, un pe marginea drumului. Da, domnul Floroiu. Da. Comisia de Agricultură a dat avizat favorabil acestui proiect și îl susține. Și noi ne-am propus să facem o campanie împreună cu cetățenii din Comuna Oituri și începând din curțile noastre, garduri, șanțuri, pârâile care sunt în apropierea curții noastre, cu cetățenii din Oituri, să facem o campanie, să strângem toată mizeria și să o aruncăm la tomberani. Tot noi ne-am propus că porțiunile de, de pârai care, care nu există în fața curților, sunt niște porțiuni care nu aparțin curților. Să, domnul primar, domnul vice, să, să ne puneți la dispoziție din cetățenii care primesc ajutor social, da. Și noi împreună, eu de exemplu, împreună cu ei, mă deplasez pe pârâie, pe peste tot, să strângem toată mizeria și să o aruncăm la tomberare. Eu, de fapt, pe Hăzvan am început să fac această campanie și a început cetățenii să înțeleagă. Și să începem să strângem gunoaiele, că, de-am spus, va veni timpul când se va face controle. Și nu este frumos ca... indiferent cetățeanul din, de Hăzvan. Eu am zis că va veni în perioada următoare. Și nu este frumos să primească o amendă că nu și-a strâns gunoaiele. Și lumea am văzut că înțelege. Da. Aș vrea să știm și noi dacă s-a terminat distribuirea tomberonelor. Știu că de anul trecut s-a terminat. S-a terminat, dar mai sunt unele familii care nu au fost acasă, alții au refuzat, acum vin și să iei tomberonul. Mai sunt în jur de... 500? Nu, no, nu, no, 50 de tomberoane de date. Nu, s-a dat în cursul anului trecut și acum s-a dat. Sunt tomberoane care erau dat numai pe numai de rog și nu au casă. Comuna Oituri care nu au... nu achit, au contract cu pentru salubrizare. Nu există contract. Nu există, este impunerea... Este declarație de impunere. Dar cred că 25-30% nu plătesc. Nu. Și aia... S-a cam terminat și pe anul trecut. Trebuie să-i depistăm și să vedem ce cu ei. Cei care nu plătesc, să le de la sticlarul și noi nu avem ce să-i facem. Pe 25% din total familii, din 3.000 și ceva de familii, sunt vreo 700 care... Da, nu e 25%. Dar câte? Cam cred că e sub 10% neplătiți de anul trecut. E, da. 300, dar aia poluează. Tot la subiectul ăsta, vreau să mai continui numai un pic. Pe Hăsman, pe Hăsman, unde merge spre Ghiungăș, mașina de la Gunoaie nu intră până sus. Cetățenii ne roagă ca pe, cel puțin pe timpul verii, pe timpul de acum, mașina să meargă până sus, să întoarcă... Unde era Ghiungăș? De la mine sus, până la... Da, acolo, domnul Floroiu s-a stabilit cu cei de la Rompre, deci s-a pus și tomberul ăla dumneavoastră în parcare. Păi oamenii zici, de sus cară până jos. Dar acum poate să meargă mașina să întoarcă sus. Vă spun că ei nu, cei de la Rompre, nu, că așa nu poate, nu vrea să... Dar trebuie să aibă și o mașină mai mică, ca să la sus, la burlacul. Este spațiu acolo. Nu întoarce acolo, aia mare, domnul Floroiu. Nu poate să întoarce. Aia mare nu întoarce niciodată. Oamenii așa zis că, că se poate. Mergem și vedem. Aia am pus și tomberoanele. De ce s-a pus tomberonul ăla? Păi da, ei zice că
plătește la fel ca fiecare și el aduce de la 500 de metri sau cât este gunoiul până la, până la tomberă. Eu v-am spus ce spune, am spus că suntem exagerii. Mașina aia mare cu mașina asta. Dacă se poate, dacă se poate, insistăm. Dacă nu, nu se poate. Și o să le spunem că nu se poate. Noi iarna am pus tractorul nostru, facem muncă voluntară. Și asta iarna tot la curte, nu urca mașinile, la curte și părău sărat. Cu tractorul ăsta grav. Am călat ca să totul să nu s-a luat. Pentru că au cute hidramatici. Și în momentul când apa drea puțin, nu mai, acolo am crezut. Contractul chiar cu Romprestul este stipulat la un anumit punct că acolo unde nu se poate intra cu mașina mare, ei sunt obligați să vină cu mașina, cu alt fel de mașină, ca să ducă să colecteze pe la mașină. Da, domn primar, dar uitați anul ăsta de când am zis la ședință, ședință nu s-a făcut. Deci a fost în campanie, a fost ăsta și a fost ședință, numai ne trimite hârtii, până ne trimite, avem contract, deci avem contract, firmele au contract și ne pistonează că nu sunt generatoare de gunoi. Dar el dacă plătește, ce-l mai interesează? Că noi la nivel de comună avem să diminuăm în fiecare an cu 25% gunoiul. Că dacă nu-l diminuăm, deja plătim. Plătim penalizări. Și cu agentul economic, cu agentul economic, corect. Deci agentul economic singura ce am votat noi când vine să ia certificat de funcționare, dacă nu are contract, nu-i dăm. Este partea proastă și la unii agenți economici că la una că nu au activitate suficientă ca să poată să plătească el un milion, apoi în casa lui plătește și pentru proprietate, pentru familia asta, pentru gospodăria asta, plătește și pentru... Dar la înainte care au avut firme, cum plătea, avea televizor și plătea și televizor și așa. Da, domnule, dar sunt câteva butici pe care nu poate să-și plătească, sunt sumele prea mari. Care restaurant, care restaurant îi băga, chiar dacă e un singur vânzător, îi băga ca restaurant și plătește o tonă. Alimentarea care generează mai mult cu noi e jumătate de tonă. Așa e contractul acum, dar trebuie de acum blab la el. Am vorbit cu ei, dar nici oamenii nu se duc să tranșeze. Că a venit un om aici de la ăsta și au vorbit cu ei, dar domnule, nici nu au venit să găsim o altă soluție. Așa, așa, unii că nu se duc. Unii zic, eu nu vreau să plătesc. Și până la urmă când s-au dus, au reușit de la o tonă să facă jumătate de tonă. S-au înțeles, până la început. Noi i-am atenționat pe toți. Pe ăștia le-au rupres mai maleabil, văd că mai început să fac contracte mai mici. Dacă... Mai mici, jumătate, dar erau la magazin pe o tonă. Dacă 50 de lei, tot timp mai mici. Și așa, când nu vrea la cât. Noi am făcut un tabel, deci la domnul Magde există un tabel, vă spun, sunt peste 40 de cereri unde scrie, noi nu generăm gunoaie. Biserica Ortodoxă, dacă mergeți la Gălățeanu, să vedeți lumânări și coroane și toate aruncate. Nu la Gălățeanu, mai în jos. Mai sunt de Gălățeanu, când eu le-am spus să duc unde am întâlnit mamă. La soară. Da. Și eu le-am spus să duc acolo. Primăria acum să se ducă. Să trimite și notificări și să-și curățe șanțurile. Să-și facă șanțuri, să-și curățe. Nu mai sunt șanțuri deloc. Așa e, sunt zonii multe. Da, domnul apostol. Domnul președinte, cunoaște faptul că anterior erau multe reclamații de la cetățeni vis-a-vis de salubrizare. Rompesc că nu ridica de pe uliți, gunoi, s-a rezolvat aceste probleme? Acum s-a rezolvat pentru că nu mai e iarnă, iarnă e probleme. Nu, era ușor, da, și în afară, și în anul timp uscat, am zis că nu intra mașină. Deci nu se mai sunt acum. Am văzut că în proiect este menționat un articol în care sunt prevăzute anumite amenzi. Consider că se poate adăuga încă un articol în care să spunem cine are atribuții de aplicare acestor amenzi. Păi ce putem? Aici am rezolvat și o problemă cu treci în poliția locală și atunci îi dăm suplimentar. Vreți să facem în ședință, dacă vreți să adăugați, ca aia am spus, da. Am pus să scoată poliția locală, da. Am scos și hotărârea de Consiliu care o avea înainte atribuțiunile, da. Și să o schimbăm în... Nu, dar aici putem la articolul 5. Trecem și specificația asta, poliția locală va duce la deplinire aceste amenzi. Poliția locală, da. Poate are poate să zice și viceprimarul să amendeze, inspectorul cu mediu să amendeze. Da, dar trebuie să dăm noi hotărâre. Păi trebuie să dăm dispoziție, da. De-aia vreau. Este o hotărâre veche, am scos-o. Care sunt prevăzute
și amenzile care pot fi aplicate la nivel local. Am scos-o, dar am vrea să o discutăm din nou, să o completăm, că avem și oameni care au lucrat în domeniu, care știu să spună, suntem și oameni mai... Primarul și viceprimarul chiar și la legile... Știm, domnule, eu deja am semnat... Mai recent și inspectorul de la mediu, care atunci am fost. Am putea să dăm o putere, ce primar poate să dea putere? Da, deci trebuie să dau o putere, dar eu aș vrea să facem totul prin Consiliu, ca să... Nu trăiești, obligat de cetățeanului, cu incendierea. De exemplu, era dat foc la Tisa, acolo am făcut focurile pe vii la noi. Deci cetățenii erau, m-au rugat să vizităm și asta aici. E interzis și-a dat de lucru, să îmi dovedești că el a făcut destul de greu. Mai dorește ce domnul Boacă? Sunt clădiri foarte vechi, care... ori din lipsă de bani, ori cine știe cum, dacă ne uităm, chiar cad. De exemplu, chiar cum cobori aici de la cooperativă, pe partea stângă, e o casă chiar dărăpânată complet. Aici la stângă, pe colț acolo. E vis-a-vis de mine, de lipsă de bani și tot absolut, să se să cadă clădirea, casa aia din vecin de acolo. Mai e în zona aia pe la Romică, e o, tot așa o șură, care stă, cum să zic eu, cu dărăpânată, stă cu acolo, priponită cu niște par. Nu se poate chiar așa. Păi ce cum face? Păi cum se face? Ce se face? Cum merg? Dacă putem, asta vreau să zic, dacă nu are lipsă, deci este lipsă de masă sau ceva, să facem, să-l dăm cumva o aprobare la jumătate de sumă, sau eu știu, sumă modică pentru demolare, domnul primar. Demolare fără bani. Da. Fără bani. La locuința asta, de aici nu locuiește nimeni. Prima cuiești și tu demolare. La locuința asta am trimis, eu zice că nu știu cine, e o fată pe părău sărat. Nu-i moace. Nu, este fata pe bani care are magazinul. Și am zis dacă vine, îi dau certificat de autodemolare și să ne dea și puțin colțul, îi facem și zidul, să lărgim drumul acolo. Dar n-a venit. Și nu știu că m-aș duce eu, dar nu știu cine e ăsta. Și acolo la tine a venit o femeie, dar omul nu e acasă care e vecin. Și a zis că vine acasă, omul ăla zice că e pe la stână, nu știu unde. E o femeie. Și a zis că vine acasă, a zis cade casa pe jos și a zis să vină că îi dăm certificat de autodemolare, cel puțin nu mai plătește impozit la casă. Deci puteți să le spuneți, dacă vrea să o demoleze, vine, le dăm, facem o poză și dăm autodemolare și nu mai plătesc cel puțin impozit pe clădire. Nici că o demolează și nu mai plătește nici pe clădire taxă de ăsta. În avantajul lor. Și nici nu arată. Că și la Poiană și la Hârja le-am zis la fel să facă. Că sunt unele arse, dar uite că nu dăm de oameni. Dar sunt pericol de microb, domnule, dar nu dăm de oameni, asta am... El te mi spune lui ăsta de aici, așa nu fie că stă pe la ore. Dar nici femeia nu-i moartă. E moartă, femeia. Nu-i moartă, stă la o fată, că și eu am zis că e moartă, dar nu-i moartă. Nu știi, nu? Da, nu, nu-i moartă. Pentru care în ferăstrău am venit, dacă vă aduceți aminte, domn primar Vreasa, din domnul Bântânesc, hai să facem casa aia, le-am dat... La morți, acolo. Așa. Nu are gard, nu are nimic, acolo e urât chiar la intrare în ferăstrău. Da, dar acolo stă cineva acolo. Stă băiatul morții. Da, stă. Eu nu am văzut niciodată de un vice pe nimeni pe acolo. E băiatul morții. O fi, Doamne, să mă iartă. Îți scrie la cuvânt. Da, tot. Văd de frumusețare acum mai. Se mai face drumul ăla acolo în călcâi? Când să mai încep lucrările? Cu ce am vorbat? Ăla a fost făcat acolo la PNTD, PNTD-ul l-a respins și acum am dat drumul la să facă proiectul. Deja de studiu de fezabilitate tot e făcut, acum face proiectul, sper să iasă toate aprobările până în iunie. Anul ăsta avem bani și s-a alocat bani, trebuie să iasă numai aprobare și proiectul, că a fost schimbare de proiect, că îl facem cu țară cu o dată, ca să nu înghețe, că dacă faci cu șanț cu merea, îl îngheață și iese apa afară. Dar ce a fost desprins din proiectul? Pentru că nu e eligibil.
Care singurul care nu era un drum așa de important. Da. Singurul care l-a respins. Singurul care l-a respins de stat. Da. Și avem bani alocați pentru el, numai acum s-a dat drumul la proiect să facă proiectul, că avem tot studiul de fezabilitate, tot numai proiectul. Cadastrare, s-a luat cadastru. Cadastrare tot. Până în toamnă îl facem, că într-o lună e gata ăla, că ăla a venit toate țeava numai să sapă. Da, domnul Burean. În zona la Târcă, cu trotuare, se continuă să face ceva pentru gospodarea de acolo? Trotuare? Nu. E foarte greu cu trotuare și cu asta. Nu, dar aș... nu treaba lumea, nu fac să-și... Nu este... nu se face pentru... Sunt locuințe care... Nu avem de ca așa cu casă. Nu avem foarte rare, nu facem trotuarele aici, unde sunt casă în casă. Nici cugul nu s-a aprobat acolo. E densitatea mică. Drumul național nu ne aprobă nici acum, nu pot. Totul nu știu să vă lasă. Nu ia să-și facă trotuarele în față. Trebuie, nu știu, trebuie să facă stradă de dezaccelerare. Am fost timp. Trebuie să mai cedeți oamenii. Da, mai ceva? Domnul. Podețul ăsta de la talpă de aici, unde trece lumea, bătrânii, cu putrede. De la Edi Shrine. Acolo. Ce se poate face cu podețul ăla? Până nu cade un bătrân, o bătrână, ceva, e putrede. Acolo nu știu cum să spun, dacă... Și este numai o dale, un rând care poate să meargă un personaj. Pământul e de un jumătate de metru, să merge și cum spune gospodarul. Gospodarul a murit. Ce putem face? Și stă fiul, dar... Ce să fac cu el? El poate să treacă așa. Ai, tatăl să treacă. Acolo, într-adevăr, problema aia trebuie să o facem noi până la urmă, că nu o am fi. Acolo, Cine este pentru? Cu completările. Cu completările care s-au notat, da. Am văzut să acum să facem, să alocăm bani. Da, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea planului adițional la contract de concesiune numărul 402 din 2010-2004. Domnul inginer, avizul? Avizul favorabil. Dacă ați citit materialele, nu știu despre ce e vorba. Acolo e... Farmacia. Nu, nu este farmacia. Ticiorea. Ticiorea. El are dreptate, acum el a murit săracul. Ticiorea nu mai trebuie, trebuie soția și cine mai fi. Da, mi-a dat aviz favorabil și mă propune să-mi dă astăzi să discuții? Nu e vorba de discuții. Să pun la apă, cine este pentru? S-a vândut. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional la contractul de concesionare numărul 1965-2404-1996. Asta e cu farmacia. Asta e cu farmacia fost Anilu, care s-a făcut în anul Țiteanu. S-a refăcut măsurătoarea cadastrală. E mai mult cu 1 metri pătrat și acum ai dat tot să plătească din urmă. Actul adițional la asta se referă. Aviz favorabil și... Da, discuții. Supun la vot, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unui mijloc fix din inventarul domeniului privat al comunității în vederea casării și valorificării. Da, comisia a vis favorabil din vorba de casarea Suzuki, în scopul procurorilor ne-au autorizat nou pentru poliția locală. Prin programul Rabla, care va începe în curând. Nu știu exact data. 10 mai. La particularea instituției, da. O documentație mai complicată, dar o să facă așa. Da, și domnul, era ce este pentru... Dar există o problemă, stați un pic. Articolul 2 spune că se va cumpăra un nou autoturism prin programul Rabla. N-a apărut programul Rabla încă. Păi, domnul, când apare, apare și aprobați. Acasează durează. Da, e corect. Deci eu am menționat ca să... Cine este pentru? Da. Câștigăm 6.000 de lei. 65 de... milioane, 6.600. S-a mărit una acum, s-a mărit. E 7.600, nu? Da, proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunului Bezu, în unități de cult din comuna Autism, județul Bacău. Proiectul ăsta... Aici vreau să vă zic eu ceva. La punctul 2,
pentru sprijinul de la Hârja, documentația nu cuprinde copiii după autorizația de construcție. Dar nu are autorizație. Păi, asta zic, nu are autorizație de construcție pentru consolidare. Zic, da. În 30 de zile trebuie să-i solicităm autorizație de construcție, altfel nu putem aloca fondurile. Corect. Dumneavoastră decideți. Hotărârea 1470 din 2002 spune că la dosar trebuie și copie după autorizația de construcție. Și la articol spune că documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii. În caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. Deci lipsește, iar dumneavoastră votați cu... Dar mai cum să votez? Doar banii dormii, dar... Doar banii nu se ne propun. Dăm, dar zicem, nu se vor aloca fondurile. Dacă nu are, îi dăm banii nouă. Deci la, comisie, la comisie s-au purtat mai multe discuții. Deci eu doar am zis, domnilor decide. În sensul că s-au propus niște modificări, să scoată o sumă din, de la punctul 1 și să, să facă un punctul 3 și au fost discuții pe tema asta. Proiectul totuși a fost avizat favorabil cu 4 voturi pentru și 1 contra. Un amendament. Cu amendament. Cu amendament. Amendamentul a fost depus de domnul Apostol și l-a jucat pe dânsul. Da, domn președinte. Da. Deci, anterior întocmirii bugetului, am discutat cu domnul primar vis-a-vis de suma care va fi alocată la culte. Dânsul a spus că va fi, deci ce am discutat, se va aloca 250.000 de lei la Biserica Romano-Catolică și 100.000 de lei la Biserica Ortodoxă, cu 150 alocați anul trecut, vine aceeași sumă, 250 la Biserica Ortodoxă și 250 la Biserica Romano-Catolică. Pe parcurs am înțeles că părintele de la Hârja a depus și dânsul solicitare de sprijin pentru și pe bună dreptate am să știm care au fost, știm pereții la biserică screpați, deci trebuie, biserica trebuie consolidată. Ca să nu creăm divergențe sau neplăcere. Ați văzut cum cetățeanul, cum... am zis... Da, un pic. Și ne-am gândit la varianta, am zis în felul următor. Să dăm 100, să alocăm 150.000 momentan la Biserica Romano-Catolică, 100 la Biserica Obitus, 100 la Biserica... Iar la prima rectificare în iunie, să ne alocăm la Biserica Romano-Catolică încă 100.000 de lei. Asta a fost amendamentul care l-am adus la ședință. Eu n-am știut că la biserica Hârja nu are autorizație, deci n-am cunoscut. Problema e că și banii din buget, 350 în raportul compartimentului, erau alocați conform documentațiilor depuse. Deci s-a fundamentat bugetul. Da. Era Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă Oitus. Documentația lui Hârja a venit ulterior și nu este nici completă. Mi se pare că este ilegal aprobarea. Dumneavoastră hotărâți. Pentru că e ilegală, nu putem hotărâți. Eu am zis, mi se pare, e conflictul de vedere. Dar mi se pare, nu mi se pare. Că e ilegală, dar da. Cum depune, rămâne cu banii. Da, deci, că banii nu-i avea. Când vine curtea de conturi, toată lumea sunt la o parte, răspunde Bodea. Răspunde Bodea, știți? Să le fie iertat. Eu acum, dacă îmi dați voie să intervin, noi când am zis că dăm și la Biserica Ortodoxă, nu am spus biserica de aici, am zis că dăm la Biserica dar Ortodoxă. Dar în buget se gândea pe baza documentațiilor, este... domnul Dumnezeu. Și alea erau documentațiile la vremea respectivă. Și, nu are și mi s-a părut biserica respectivă foarte crăpată, având, în vedere, având în vedere și obiecțiunile domnului Petrișor, că pentru biserica asta nu dăm nimic. Nu dăm că s-a dat destul, am zis că mi se pare echitabil să dăm și la biserică, mai ales că au venit oamenii din zonă. Dacă m-ați ascultat, vorbesc eu acum, da? Dumneavoastră vorbiți după aceea, pe rând, nu ne certăm. Când a arătat documentația și când am văzut fisura aia, mi se pare mult mai interesant, adică mult mai urgent, important, să facem consolidarea bisericii respective, mai ales că, ați văzut, zilnic apare câte un cutremur. Așa are peste tot fisuri. Mai bine facem consolidarea decât să se dărâme o biserică. Că aici, cu 100.000, tot nu face nimica biserica. Și am vorbit, a început, domnule, an de zile putea să o termine. Am făcut exteriorul, eu am vorbit cu părintele și să vă mai spun o chestie. Atâtea intervenții
au apărut de la popă, că mi-e și frică să mai dau drumul ăsta, cu trafic de influență, nu numai la mine. Atâtea telefoane care sunt ascultate și toată lumea știe câte intervenții a fost din partea părintelui. Asta nu-i trafic de influență, domnule. Cum, domnule, cum, ce înseamnă? Trafic de... Absolut, da. Dați la biserica asta. Nu, domnule, nu. Dar nu te mai așteptăm la una sau la alta. Trebuie să facem pe baza documentației. Că îi dăm sau că nu-i dăm. Are documentații, dacă o aprobați, ăsta mai departe. Deci documentația, eu am zis că... Eu pot să și retrag proiectul și să nu mai dau la nimeni, că nimeni nu mă obligă. Retrag proiectul. Domnul, nu sunt obligat să dau, că am pentru comună de făcut o grămadă. Da, mai bine așa. Sunt pentru comună de făcut o grămadă. Deci dacă am dat, trebuie să fiți obiectivi, că toți, și Hârja, și Poiana Sărată, am vorbit și cu părintele Bărgoanu, pot să vi-l arăt, care m-a rugat, că a zis că și biserica, tabăra aia ar fi bine să putem să o ajutăm pentru copiii enoriașilor, să-i dea drumul. Domnul, și domnul, pentru să depună documentația. Păi da, să depună documentația. Documentația este pusă. Domnul, la ianuarie ce ați luat dumneavoastră, am spus, domnul Dorel, facem echitate. Echitate. Dăm 250 la Biserica Română-Catolică, am dat la 150 anul trecut la Biserica Ortodoxă, oi tus, și mai dăm 100. Nu mi-ați pomit nimic de Biserica Hârja. Am înțeles că domnul ulterior... pentru Biserica Ortodoxă, că vă dau. Bun. Am înțeles că după aia a venit documentația de la Biserica Hârja. Eu n-am spus că nu trebuie să dăm. Cunosc că e crăpată biserica. Am vin cu un amendament, tocmai de asta am concesat amendament. Să dăm în prima fază acum 150 la Biserica Romano-Catolică, 100 la Hârja și 100 la Oituz, iar la prima rectificare să mai dăm 100 la Biserica Romano-Catolică. Am vorbit cu părintele să aibă răbdare, la ultima următoare rectificare îi dăm și lui. Că cu 100 în față din 1 milion cât a cerut el, cu 100 de mii nu face nicio brânză. Mulțumim! Doamne, s-a început pictura. Domnul Apostol, domnul Bicem, dați voi. Anul trecut când am aprobat toți banii la culte pentru Biserica Ortodoxă, știți prea bine că am fost și am ridicat mâna. Și am dat toți banii, n-am dat la nicio biserică. Pe raza comunii Oituz sunt 8 biserici, ca lui Podreanu care a făcut-o. Domnule, nu cere, dar sunt 8 biserici, da? Încă, la primării, nu ce face. Nu, dar îl spun eu. Deci, la ăștia, la cultul adventist, nu știu dacă am dat vreodată ceva. S-a dat, s-a dat. Dar n-a venit și... Eu n-am nicio treabă cu că și socrimii sunt ortodoxi și am fost de acord cu treaba asta. Dar de când să fi luat pișcoturile care le pune, putea să fac o alee prima dată, cum s-a făcut la Biserica Catolică, și să continui cu pictura. Acum am găsit că sunt nu facem tot acolo așa, și că aia ne aprobă să ne dea bani la pictură. Haideți să fim înțelegeți. Domnul președinte, În 10 ani de zile să tot răgânează cu biserica asta, că doamna a făcut biserica singur în nici 5 ani de zile. Și noi dăm tot, dăm bani acolo, dar nu avem poze, dar nu avem drumuri, dar nu avem un dispensar, nu avem nimic. Dăm numai la biserici, m-am făcut-i mare. Domnul președinte, dacă și dumneavoastră știți, anul trecut și părintele la Parohia Romano-Catolică a făcut documentații, să alocăm o sumă de bani pentru parcare și... Și nu ți-am dat nimic. Da, eu v-am întrerupt. Și a făcut documentații pentru, a solicitat bani pentru grup sanitar și parcare, dacă mi-am inteles bine. Da. Am înțeles că un fond legislație care este acum în vigoare nu se poate aloca bani pentru asta. Deci, și a spus, pentru anul viitor vei face documentații să mă sprijiniți pentru pictură. Să știi treaba asta la nivel de conducere. Da. Deci să știa de anul trecut. Și s-a dat pentru placarea 150.000 la Biserica Ortodoxă, pentru placare cu piatră ciopită și urma ca documentație și s-a adeverit. Deja părintele paroh la Biserica Romano-Catolică a făcut documentația corect pentru pictură și se alocă bani. De asta am spus, nu facem discordanță între unul și altul. De asta vin cu acest amendament. Mulțumesc! Referitor la ce a zis doamna secretară, asupra acelui punct am atras și eu atenția anul trecut. Eu acum, clar, trebuie să fiu consecvent. Pentru că ar fi că anul trecut respect legea, acum nu mai respect. Propun ca părintele, sau dacă îi găsim între timp o soluție ca să facă rost de autorizație, am înțeles că nu se poate. De ce nu s-ar putea? Nu văd. Se poate. Să solicite. Asta e, să solicite. Și măcar să depună o cerere și să ne dovedească că este în curs de obținere.
Până acum nu era pentru consolidare. Între timp s-a schimbat și trebuie și pentru consolidare copii după autorizație la acordarea de sprijin. Până acum era doar pentru construcții noi și reparații capitale. Dacă nu aduci banii, rămân la noi. Noi și putem să-i dăm după aceea. Putem. Biserica Hârgea a mai primit bani până acum? Nu. Biserica Hârgea. Dar parohie este și orfele la zoala acolo. Tot în parohie, nu e biserică, e parohie. La parohie și țin fărăstră, domnul, parohie catolică. Ce s-a dat la parohia catolică de anul trecut, domnul? Aici, acum vreo și când a făcut o parohie așa. Acum, când a făcut, acum 15 ani. Băi, haideți să fim cinstiți cu biserica autodosă de la Uitus. Păi, mulți sunt consilieri noi. Din 2007 până acum s-a dat peste 20 de miliarde. Haideți să o luăm de la început. Spune toți când s-a furat. Într-adevăr s-a furat. Dar eu, părintele Bitin, îl văd tot cu rabla aia de mașină de 100 de euro. S-a furat, domnule. Păi unde, domnule, 20 de miliarde? Domnul Apostol, 20 de miliarde. Cum puteți spune așa deschis că s-a furat? Da, domnule, spune deschis. Domnule, spune deschis. Dar 20 de miliarde, asta e mini biserica, domnule. Domnule, trebuie asta e mini biserica la 20 de miliarde. Domnule Apostol, vreau să-ți aduc martorul pe care a lucrat la biserica aia și spune că ar aducea paletul de ciment și până dimineața rămânea numai 2 saci. S-o fermă tot s-o altele. Vă duc banii pe care le-am lăsat acolo. Nu, 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 în 2008 când asta a fost banii, cine ați verificat și banii asta că o să facă treabă bună? Domnul, s-a furat. Trebuie să știți și doamna contabilă, știți și doamna juristă. Deci câți bani s-a alocat la Biserica Romană Catolică, s-a alocat și la Biserica Catolică? Nu, nu e așa. Nu mai mult. Nu, nu mai puteți să alocați la cea catolică. N-am eu de unde să știu. De ce ziceți că știu eu cât bani s-a alocat? S-a făcut echitate. E aproape echitate. Aproape. Doamne, nu ne vom mai dezgropa morții. Ce facem de acum asta contează? Vreți să dezgropăm morții? Dumneavoastră știți că a stat cu biserica, să se dărâme asta ortodoxă vreo 10 ani până n-a venit preasfințitul Ioachim Băcioară și m-a rugat și am băgat în Consiliul Local. Să vedem să dărâm. Erau căbuturile așa intrat de gitură. Așa și la Hârgea. Hai să o consolidăm, că restul mai face. S-au dus beții enuriașe din Uitus, de ortodox, și-au dus la alte mănăstiri să se roage duminica și în sărbătorile religioase, domnule. Da, încolo de treabă. Nu tot uituzenii noștri. Păi normal să fie disputa asta între două parohii care ia banii. Și apoi... Deci, discuții. Deci treceți acolo. Avem un dispensar ca lumea în ghețeam, iar vara aia, din toții de ce facem. Legat de asta, de autorizat, ce facem? Nu se alocă. Dacă nu avem, ce pierde? Nu, banii spun să pierd, domnul Petrișor. Banii rămân în... Oricum, dacă îi alocăm... Dacă îi alocăm, dacă nu aducem, e obligat cu zi. La prima ședință de azi, să dăm la biserica ortodoxă. Păi da... Dar nu îi dăm! Dar a zis cineva că îi dăm la ortodoxă. Hai, domnule, să votăm. Am zis așa la prima rectificare. Cu condiția asta, domnule. Hai să votăm cu condiția asta, să-l facă pe aia. Dacă aduce autorizație, pe urmă se vor transmite. Da, domnule, da. Dar oricum banii nu se vor da. Dar nu se dă bani. Nu este documentația completă la momentul actual. Domnule, dacă s-a modificat registrația, eu cam... Domnule, deci trebuie să pleci cum a zis domnul Claudiu. În momentul când are autorizația de consulit, trebuie să aibă transferul. Dar nu se face acum, să facă transferul. Dacă nu, nu se dă. Trebuie să încheie un contract de finanțare. Păi da, nu se va face contract de finanțare. Face de ajutor de aplicare. E normal, dar să știi că nu se dă bani. S-a dat bani, nu se dă bani înainte când nu se face comisii. Cum se face că dacă dăm bani înainte? Problema e că dacă îi dăm, noi răspundim. Adică dumneavoastră, dar e o șurbatoare. Fondurile se alocă prin hotărârea de Consiliu Local, dar nu se alocă în momentul finanțării contractului. Asta e diferența. Dacă vreți să o înțelegeți, o înțelegeți. Na, asta e punctul meu de vedere. Cum puteți să faceți proiectul ăla cu amendamentul? Păi dându-le cu amendamentul. Deci, proiectul ăsta de hotărâre, care este inițial, cu amendamentul. Unde e proiectul ăla de pe eu nu l-am? Comentamentul că l-a pus domnul Petrișor. Cum nu l-aveți? Că au fost făcute 8 sau 9 copii acolo. Cum naiba nu l-aveți? De dimineață v-a fost prezentat pe masă. Și ieri nu l-ați avut în comisii. Nu știți cum arată? Deci, haideți discuții. Deci, da, discuții. Deci, să pun la vot. Dar nu știm, domnule, exact.
Deci supun la vă proiectul de hotărâri cu forma... Lasă că citești domnul Osoloș, nu mi se pune. Că i-am dat un pic de exemplar, de aici care am. Nu știu ce ai făcut în Comisia Agricultură, dar aveai pe lângă... Da, domnule, la 2 miliarde jumătate la biserică. Da, 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 Băi, ăsta-i proiect. Băi, ăsta-i proiect. Să puneți la vot proiectul fundațială și să puneți la vot amendamentul. Și ăsta-i să nu... Să pun la vot proiectul de hotărâri în formă inițială. Și cu amendamentul... E o informa inițială, unde e cu amendamentul? Da, dar vorbim și jos, stai, cu documentația... Păi nu e informa inițială, e cu amendamentul... Nu merge și forma inițială și ai n-ai cum. Nu, proiectul de hotărâri cu suplimentar cu ce a spus domnul Claudiu Grișor. Cu condiția să aducă... Să aducă în 30 zile un document, tot ceva, un autorizat. Autorizația inițială e cu asta. Autorizația? Da. Da, supun la vot, cine este pentru? Nu vă lași să vă... Să-i numărăm pe cei care n-au votat. Domnul Apostu, domnul Floros, domnul Floros... Să supun la vot și amendamentul meu. Supun la vot amendamentul, proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului Apostu. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5. Cinci, domnul Bărcovar. Păi, dar am votat o dată. Nu, 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 votat. Nu, votat. Nu, nu. Deci 10 au fost, așa și 5. 9, 5. Da, treci la punctul diversi. Cine vrea să iei cuvântul? La punctul diversi eu vreau să iau cuvântul. Domnul Petrișor ne-a dat o documentare, adică am o documentație. Care i-am dat-o lui domnul vice, cu niște poze, cu șanțul de la Beiu care duce până la benzinărie. Eu de anul trecut am vrut să-l fac, dar acolo este foarte complicat, iarna se împotmolește mașina, acum vara îl facem, dar trebuie să... Care șanț de la cum? La botezatul până la... De la Știbor, de la Știbor. Ăla trebuie luat de jos, încărcat tot ce e pe maluri, cu o mașină și cu un excavator. Ăla necesită destui mulți bani. Și putem să începem, că nu putem să luăm, să-l săpăm și să dăm peste locul oamenilor, că oamenii au loc și pe stânga și pe dreapta. Noi trebuie să luăm de unde drumul. Nu se supără nimeni, domnule. Da, dar dacă nu călcăm... Nu prea sunt lucruri, nu sunt locuri prea multe. Dacă mergem și călcăm omului, că așa am putea lua. Când întâi trebuie să luăm munții aia care, că nu se scurge apa. Pentru că mai e problema acolo. Acolo, mai sus, de la Casa Catara, mai vine un șar și mai vine în partea stării. Tocmai de aia trebuie să... Acolo am înțeles că e problema cea mai mare. Păi da, că el trebuie luat tot ce s-a luat, s-a decolmatat, s-a pus pe părți, ăla trebuie luat tot pământul și după aceea să vadă la nivelul solului în jos. Și după aceea să vedem aici... Nu mai are cădere, domnul. Cum să nu aibă cădere, domnul? O să vede. Așa dacă e înalt, are cădere și dacă eu mă duc jos în ăsta, nu are cădere. Nu mai are cădere, o să vedeți că domnul, dacă dumneavoastră ați inventat gravitația altfel, acum să ne fie iertat. Adică eu cobor cu un metru jos și nu are cădere și așa sus are cădere. Nu știu. Dacă v-am rugat din toamnă. Domnule, problema care este? Gândiți-vă la varianta, vin ploile de primăvară. Când dă afară apa din acel părâu, inundă toate locuințele, începând de la Jitării și până la Peco, toate locuințele inundă. Am fost și cu specialist, trebuie să luăm tot, uitați, arătați pozele. Dar eu știu, nu trebuie să mă arătați, cunosc zona, să mă arătați mie. Trebuie să iau de la nivelul solului tot pământul și după aceea să fac șanț adânc.
ca să merg și să sparg asfaltul, că n-am în alt loc să-l bag, să, unde-i parcarea, să-l bag în canalizare. Ca să evităm inundații în gospodării cetățenilor, până faceți acest lucru, băgați un bulldozer nostru la primărie, răscavează, spateți de pe margine ca să, să curgă apele pluviale. Domnule, mare, domnule, dacă nu, a, dacă nu ai, n-ai unde să te, unde să, să, să balta rămâne acolo. Dat așa, nimeni nu face plângeri la CSS, de ani de zile s-a făcut așa, nimeni n-a făcut de ani de zile, păi de ani de zile ați fost de azi, de ce n-a făcut? Unde, domnule, că m-am dus eu și am făcut în spate, ați făcut scandal, când am făcut la Cataramă, când am băgat bulldozer la Cataramă, dumneata ai făcut scandal. Când, dumneata, că lasă, că de ce trebuie să fac drumul, că unde? Unde? Când? Anul trecut. Anul trecut când? În ce lună? În primăvară a fost. Du-te, domnule. Păi, dar hai să chem pe Gelu. Gelu, banii în care fost la luna primării, l-a făcut, l-a decomandat cel puțin. Domnule, vreți să înțelegem să facem, dacă trebuie o treabă bună, așa trebuie făcută? Mergem la pat. Arătați, domnule, pozele. Dar nu trebuie pozele. Să vezi, are un metru de ălea. În momentul când s-a spart, se duce în stânga, dreapta, apa n-are unde să ducă. Dacă merg la nivelul solului, apa care pe câmp se bagă tot în șan și se duce. Adică eu m-am dus la față și vă spun spația de față, m-am spus să-ți ia pozele. V-am spus de asta, v-am spus de asta, să spunea lucrurile astea. Revine Vascula și o să fac. Dacă îmi permiteți, că-mi simt casă oamenilor, să explicați-o la oameni atunci. Dacă îmi permiteți, când am fost la fața locului, am discutat și cu un cetățean. Problema nu este neapărat unde este pământul în părță, că acolo este vadul suficient de mare și nu revarsă pe terenul agricol. De la pod, spre case, acolo, spre drumul care duce spre Târgoviște. Acolo nici nu este șans și nu este nici pus pe, pe lăturile șanțului. Păi apa băltește în șanț pentru că nu are cădere. Nu mai preia acolo, că șanțul e mai înalt și ce vine de pe drum acolo de la, de la Moșescu, de la Lazărână, se oprește apa în spatele la Cataramă, că acolo este o țeavă mai înaltă decât șanțul. Și noi ca să, la Cataramă e fundat tot acolo. Și noi ca să preia, ca să preia apa aia, trebuie să mergem cu șanțul adânc, să luăm tot pământul, să facem șanț adânc până jos acolo, cu cădere de 1%, că nu m-am dus cu oameni care îi cunosc, că nu mă spun că știu toate. Da, dus cu oameni. Eu, tot la capitolul Podețe, acolo unde este parcarea pe Hăzman spre Gângoș, unde este tomberonul, este o țeavă care curge pe râul de sus. Aia are 600, da. Se poate scoate țeava aia și să înlocuim cu una mai mare? Când vine apa mare, vine perea asupra, să înfundă acolo. Unde acolo am atat? Da. Atât cașul. Eu n-am vrut să spun la mine, că după aia se întâmplă cașul. Atât cașul, doamne, atât cașul. Acolo se face cu din alea, cum avem în profile din alea, ca să luăm și din pantă, ca să poată să urce mașinile. În viitor apropiat? Trebuie făcut în scări, acolo trebuie făcut proiect. Pentru că nu mai, văd că nu mai vrea, dacă nu facem proiect, să aducem una asta, un om, ca să merge numai pe reparație. Că vrem să avem acoperire. Orice reparație din pod, dacă vrea să avem poate fi dus în altă parte. Păi nu, nu e. Vrem să facem ca să luăm și din pantă, să poată să urci mașini. Dacă eu pun mai înalt puțin, după aceea luăm din panta aia și facem și, da, și căderea acolo, că ai văzut și s-a adâncit, da, acolo. Da, și da, când faci, să faci și câteva trepte. Este prevăzut și vrem să-l facem. Cum să rezolvă, ca să știu să comunic cu oamenilor, dacă mă întreabă? Când vine mașina, cum vine mașina, începem, mașina, să vedem. Mașina s-a făcut comisie, doi deja au apărut două oferte. Și a rămas unul. Am făcut comisie, a rămas unul. O mașină umană de la București. Nu se mai poate acum, domnule. Lumea ce arată, domnule. Lasă, domnule, că să o vedeți dumneavoastră cum fac eu. O să vedeți cum fac. Lăsați-o pe mine, că... Domnul primar, spune domnul primar, domnul primar, cum dă ori... Important să aprobați, să știți că eu, cu aprobarea voastră, vreau să știți voi că ce începem, să nu se ducă discuții, de ce nu fac acolo, de ce nu fac acolo. Domnul viceprimar, cu parcarea de la centrală aveți vreo răspuns? Da, este răspuns. Parcarea de la, ne-a venit de la domnul Vâscă, ne-a venit de la drumuri naționale. Parcarea s-a făcut fără aprobarea lor. E parcarea noastră, dar e fără aprobarea lor. Deci, practic, suntem contravenienți și până... Păi nici nu am amendat atunci. Păi nu, veniți să o citiți ca să vedem. Nu, mă,
nu au înțeles răspunsul, nu au înțeles adresa noastră și ni s-a dat un răspuns fără, de fapt, fără un răspuns concret. Nu. Au zis că dacă noi facem acolo, dacă am făcut contravenție sau ceva de genul ăsta, dar n-au zis care e regimul juridic al terenului. N-au răspuns concret, care am revenit la... Nostru zice că noi am făcut-o fără autorizație. Dar nu îți dăm de autorizație, chiar dacă nu numești parcare. Dar nu i-am amenajat acolo nimic, ce-au înțeles? Păi n-au înțeles adresa noastră. N-au înțeles nimic, că n-au făcut numai prostie, au scris acolo. Și de cât suntem pasivi? Și am înțeles că să faci o revenire sau s-a făcut deja o revenire. Ca să faci parcare, trebuie să ai autorizația lor. Singura chestie, când facem acolo două podețe, să facem șanțul mai adânc, să nu mai tragă camioanele acolo. Și tot așa să... Fără aprobare, că dacă facem cu aprobare de la ei, nu ne aprobă și trebuie să o cadastrăm și să le dăm lor, dacă o băgăm ca parcare. Pe cum să le dăm lor, domnul primar? Domnule, așa e legea. Păi dacă noi facem investiția și când au venit... Păi dar trebuie să o facem ilegal, trebuie să o facem... Dacă a fost viață, era parcarea magazinului, domnule. Acolo când eram copil, nu era o piață, nu era nici aluminiu și nu era nici aluminiu. A fost și grădinița. Dar nu mai punem ce a fost. Dacă s-a dat, punem ce este acum. Asta e. Ce dracu mai povestesc? Cine dorește să mai iei cuvântul? Eu cumpăr parcarea acolo. Domn primar, cumpăr parcarea. Oamenii de acolo, din zonul meu, vor două grinzi de braț să facem din nou bordul ăla. Pentru că acel pod a fost făcut de când rău și că au putrezit grinzile alea. Da. Dacă se duc pe la Paul pe acolo, pe la urâția, nu pot să mai treci pe acolo, că nu mai au gardă, nu mai au nimica. Și îi vadă capul lor, care știți prea bine, dar se ducă în călcăi să vină pe partea aia altă, pe Albert, să mai de Dumnezeu. Domnule, la două grinzi aveam. Am mai dus și prea bine. Anul trecut tot așa am făcut acolo și... Să nu o soluție. Să nu duce ca la domnul Ungureanu. În momentul de începe să facem podul aici, la boacă, nu-mi poate țevile, dar și nu putem lua, domn primar, că nici are Cornel în cap, că s-a dus în ea. Păi, domnule, nu am dus în ea, dar dacă te auzi aici, noi am dat o grămadă de bani. Eu, domnului, îi spun cu oamenii. Asta a costat o grămadă de bani. Așa spun oamenii. Atunci cum apar, așa zic cu oamenii? Oamenii zic, la noi apare că ai cheltuit pentru reparația aia, domnul... când era domnul Nițu, nu știu câți bani. Dar cine a fost consilier acolo? Cum am deșat de rând în... Domnul primar, știți că mai citat aia acolo. Și atunci luăm țevile, le băgăm în pământ, le facem mai înaltă și atunci facem o punte și atunci nu mai ia apa de acolo. Pe stadionul de acolo, domnul primar Usoș, poate știe. Deci stadionul meu e asociații sportive. Ce se întâmplă? Ce avem mine? Sarea! Ar trebui scoasă de acolo, nu era loc în drum, ar fac lângă drum. Sarea punem în drum. Lângă drum, acolo ne vedea. Este în colț. Dar dacă noi o luăm, l-ați văzut domnul Osloș, care e vecina aia de acolo de atâția ani? Ce grași de și acolo cimitire de acolo. Dar eu primară, cum puteți și după la mine? Am atenționat-o, domnul primar. Dacă nu vă supărați într-o era cu nățenii când mergeați la voastră. Nu era nici cu nățenii, mă, că se juca fotbal acolo, iar o fundă era în floare. Nu pot să vă spun acum că se filmează. Da? Și nu mai mi-i spus de ce ai reținere, mă, de ce ai reținere? Nu dumii tare, domnule, nu fac ce mai rău. Bine, ce sunt doși, aș vrea să mă urc la tine. Da, uitați, că și domnul primar vrea să vorbească cu dumneavoastră. Domnul, problema care este? Noi cerem cetățenilor să facă curăție, nu știu, și noi, în cadrul primării, ne apucăm și punem pe stadion 4 mașini de sat. Faceți măcar un șanț, la temperatură. Ca asta să zic. Dar nu acolo. Nu se face șanț. Nu se face șanț pe stadion. Dar stadionul e acolo. Ăla mai arată un stadion, domnule. La asta dracu să fac tot timp. În mingea. Domnule, stai. Nu în satul. Cum adică? Îl abandonăm? Nu îl abandonăm, dar nici la ea.
probleme, am reținut. Baza de clientă. Asta cu concesiunii. Acum cum plouă, băieții au zis că mobilizează, îl mute e cu oamă de acolo, dacă e la. Sare cu risip. Am văzut-o. Dar se putea pune lângă platforma aia, niște nori se putea pune. Se putea pune în spate unde are Cristi acolo, acolo nu nimic, e pământ curat, acolo se putea pune. Ei, acolo s-a putea, la văzut oamenii acolo, două locară de acolo. Deci închidem ședința. Ne întâlnim la 18 mai. Adică 18 mai? Sau mai repede, dacă e nevoie. Nu din program, a plecat la repede. 18 mai. E pe ultima joi? Da.